căță drumul taberei. O să aibă cândva stație de metrou aici, dar deocamdată se lucrează. Și cumpărătorii, pietonii, că strimești prin labirint să meargă spre parc sau spre stația de tramvai sau spre stația de autobuz. Dar labirintul e cam derutant. Că nu mai poți treci peste drum, peste strada Brașov, cum s-au obișnuit oamenii. A fost desființată trecerea de pietoni. Poliția locală. Ar trebui să aveți amândoi mască. Și amândoi ar trebui să purtați centurile. Da. Documente caracter personal, mașina primăriei, sector 6. Vă auziți când spuneți asta? Sper că vă vede și vă aude noul primar și apreciază competența angajaților primării. Deci nu mai poți treci strada Brașov decât prin dreptul pieții, decât prin dreptul parcului. Aici la piață nu-i voie. Și oamenii au de înconjurat câteva sute de metri ca să ajungă, de exemplu, la cafeneaua Tipto. Trecere desființată. Ah, dar probabil și stația de tramvai a fost mutată încoace. Nu-i cum era partea cealaltă. Și chestia asta o să dureze până la anul, în mod sigur, dacă nu mai mult.